Glorie Domnului! Amin. Bucurie foarte mare pentru mine să fiu într-o biserică română. De mult timp n-am mai fost într-o biserică română, să mă aud limba mea, cântările mele. Aseară am fost într-un cerc de rugăciune cu fratele Cristian și am bucurat foarte mult că am simțit Harul Lui Dumnezeu. Am simțit prezența Duhului Sfânt acolo. Am simțit că inimile oamenilor era gata să fie mângâiți de Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Vreau, înainte să încep, să vă spun numai un pic despre noi. Noi suntem de la o misiune din America numită God Will Provide International Association. Avem și noi ceva carduri scrise în limba germană. Dacă vreți, urați la fratele Cristian. Acolo arată website-ul nou a nostru. Puteți să fie și tradusă în limba românească acolo. În limba rusă, limba engleză și românește. Dumnezeu ne-a adunat pe toți împreună să rugăm pentru gloria Lui. Vreau înainte să încep mărturia și predica, numai să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 4, 5 și 6. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un depus. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți-le va spune ce trebuie să faci. Am fost născut în America, în California, în orașul Los Angeles, născut într-o familie română. Până la 5 ani am vorbit engleză, m-am dus la școală, acolo am învățat și engleză. Acum 3 ani și ceva m-am dus și eu la frații ăștia ruși, am învățat și un pic limba lor. Și văd acum că Dumnezeu m-a trimis aici. Și vreau să vă pun, să vă spun o poveste, o mică mărturie despre 3 băieți. Unul a fost născut într-o țară în mijlocul Moldovei, e o țară numită Găgăuzia, 180 și ceva de mii de oameni. Oamenii acolo vorbește o mixture așa de turcă și de rusește. Și a fost un băiat născut acolo numit Slavic, acum 27 de ani, născut într-o familie creștină, taică-său pastor într-o biserică baptistă în Sacramento, California. Ajuns și băiatul acesta la anumită vârstă de 16 de ani să ajungă într-o adicție foarte grea, dependentă de heroină. Și a trecut un an și a fost născut iară un băiat într-o familie română cu aceeași poveste. Numai el a fost născut într-o familie unde taică-său era în slujbă într-o biserică penticostală. În America, iară, a intrat și băiatul acesta într-o adicție grea, dependentă de heroină. Și mai a fost mai un băiat care a fost născut în Ucraina, iar s-a mutat familia lui în America când era mic, la fel crescut într-o familie, copil al unui păstor, biserică penticostală în America, a ajuns și el, la anumită vârstă, să fie dependent de heroină. Dacă ne uităm în America, este foarte multe rehab centers, cum zice, centru de reabilitație pentru lucrarea aceasta. Dar dacă te uiți la statisticile lor, 97 de la 100 de oamenii aceștia care trece prin programul lor în America, pică înapoi în păcatul acesta. Și din aia 2 sau aia 3 care n-au picat, trăiește o viață normală, nu face nimica, decât are loc de muncă și trăiește așa cum e plăcut lumea. Și din restul ăștia 97, se zice că 50 din ei, foarte posibil că în 2 sau 3 ani moare. Ceilalți ajunge pe străzi, ajunge în închisoare, ajunge oriunde numai nu trăiește. Sunt morți. Și vreau să vă întreb pe voi,
Ce credeți că s-a întâmplat cu băieții ăștia trei? Crescut într-o familie creștină, nu? Ce s-a întâmplat cu ei? Părinții s-au oprit ei vreodată să se roagă pentru ei? S-au oprit ei să iei post pentru ei? S-au oprit părinții să nu mai ridică mână la seara de rugăciune? Posibil că nu mai ridicat mâna. Dumnezeu, eu știu inimile lor, Dumnezeu, eu știu cauzele lor, eu știu nevoile lor. Și la toți trei băieți acestea au fost oferit odată oportunitatea să vină într-un centru de reabilitație în America. Un centru care nu numai îți dă alt pastile să te ia alt simț în minte, dar un loc unde vine oamenii și îl caută pe Dumnezeu. Unde singurul mod de vindecare este rugăciunea fierbinte plină cu Duhul Sfânt. Aleluia. Și fiecare din băieții aceștia, băiețelul care a fost născut în Găgăuzia, acum 3 ani și ceva a venit el în programul acesta, s-a schimbat viața, l-a întâlnit pe Dumnezeu și l-a întrebat, cum a zis Saul, Doamne, ce vrei să fac? L-a ridicat Dumnezeu, i-a botezat cu Duhul Sfânt, i-a dat darul de vorbit în limbi, l-a condus în slujbă. Acum 2 ani a venit și el aici în Viena, 3 luni, a început o biserică, a deschis o biserică aici, a plecat înapoi în America, s-au întâlnit cu o fecioară, s-au căsătorit, în 4 luni să aibă o fetiță mică și acum ai diacon la noi în biserică. Băiatul care a fost născut în Ucraina, a venit în program, a stat o lună și a plecat. A trecut câteva luni, a venit înapoi, a stat o săptămână și a plecat. A venit înapoi, a stat 2 luni, s-a uitat afară pe fereastră într-o zi, a văzut că plouă afară și nu-mi place aici, nu mai vreau să-L caut pe Dumnezeu și a plecat. Și a spus în momentul acela, frații, o să-ți fie foarte greu pentru să vin înapoi. Noi nici nu prea îți dăm ocazia să vină apoi pentru 6 luni, mi-a spus. După 6 luni, iar trebuie să ne suni și să-ți fie foarte greu ca tu să vină apoi. A trecut câteva luni. Băiatul acesta era acasă într-o seară și trăia vreo 30 de minute condus cu mașina de la centru. Și a început să-l turbă Duhul Sfânt. A început să se mișcă în el. Nu i-a dat pace și miniște. El a sunat pe cine a putut, pe familia lui. Nu a vrut nimeni să vină la el. O sunat pe frații în slujbă de la center. Nu a vrut să răspundă la telefon. Și a umblat, a început să umblă. Și a umblat până la centru. A ajuns acolo seara, a intrat pe ușă și a picat acolo și s-a culcat. S-a trezit dimineața frații din slujbă, l-au văzut, nu l-au cunoscut cei care era de acolo, cine e omul ăsta, părul lung, necășit, și sună pe directorul nostru și zice, vezi că este un om aici, vrea să vorbească cu tine. Cine-i? Manoli îl cheamă, pune-l pe telefon, pune-l! L-a pus la telefon, Manoli, știi că nu poți să vii? Zice, da, dar nu mai pot. Îmi predau viața în mâinile lui Iisus Hristos. În 3 luni a terminat programul. Ăsta a fost acum 3 ani. Miercurea, care numai ce-a trecut, a zburat afară în Kenya, unde e supervisor peste 40 de oameni să construiască o clasă de orfani și o biserică pentru 300 de oameni. Fiindcă a predat viața în mâinile Dumnezeu, a recunoscut că nu mai este un chance pentru el. Același băiat, al treia băiat, a trăit o viață cum a crezut el că asta e chemarea lui în viață, să fie cel mai rău, cel mai murdar, cel mai oamenii să găsească frică de el. Așa a crezut el să devine să fie mafios, să fie un drug dealer, cum zice, să vindă droguri, dar foarte multe. Și a venit un moment în viața lui când l-a arestat poliția și l-a prins cu o anumită sumă și de droguri și i-a zis să-ți dăm 2 charge-uri. Fiecare îți aduce 7 ani în închisoare. 14 de ani s-a uitat el la charge-urile astea. Ce să facă băiatul ăsta?
crescut în familie creștină. S-a dus acasă și inima lui a început să se roagă lui Dumnezeu, dar cu vocea nu mai putea. Numai inima striga lui Dumnezeu. Și a venit taică-s-o acasă într-o zi și a spus, Gabi, numai ce am fost la rugăciune, m-a zis Dumnezeu că pentru tine este mai un șans. Și să-l iei, Gabi, să-l iei. Și a doua zi l-a sunat directorul din centru, a zis, i-a fost prieten cu el, a zis, ce faci? A zis, oh, sunt bine, am bani, am mașină frumoasă, am toate noi. Și zice, nu, ce faci? Cum e viața ta? Și a deschis inima. A început să plângă la fratele ăsta, să-i spună situația în care ea, care este el, care s-a aflat atunci. Fratele i-a dat oportunitatea să vină atunci în program. A doua zi, dis de dimineață, a venit în program. Și acum, băiatul acesta stă în față la voi. Nu fiindcă eram eu cineva. Aleluia. Dar fiindcă când m-am întâlnit cu Dumnezeu acolo, în cercul ăsta de rugăciune, la centru de reabilitație, când am simțit prezența lui Dumnezeu. Nu l-am întrebat, Doamne, destul că m-ai iertat, dar am zis, Doamne, ce vrei să-ți fac? Aleluia. Mă uit la Apostolul Pavel în situația asta. A trecut o viață, el a trăit o viață așa, plin de lege. El a crezut că el împlinește voia lui Dumnezeu, că persecuta pe creștini. Inima lui a vrut să slujească pe Dumnezeu, chiar dacă nu știa cum. Și în momentul când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, n-a fugit. Nu a plecat undeva să se ascunde, a zis, Doamne, ce vrei să fac? Că asta e puterea care se întâmplă când întâlnim cu Iisus Hristos. Asta e puterea care se întâmplă când, asta e transformarea când noi simțim prezența Duhului Sfânt undeva. Asta e un foc care începe în noi. Și foarte posibil ca focul ăsta să înceapă în adâncul inimile noastre și noi să plecăm de acolo și să stingă focul acesta. Și să nu mai fie aprins. Putem chiar să și mai vorbim unii. Putem chiar să mergem să predicăm. Putem chiar să mergem la biserică pentru mai 25 de ani. Să fim creștini. Să avem Duhul Sfânt în mine. Tot cu același limbi vorbesc care l-am primit. Am Duhul Sfânt în mine. Dar focul e știți. Nu-i deschis focul acesta. Nu-i aprins focul acesta. Dar dacă ne întâlnim cu Dumnezeu, și nu ni se tur numai să avem focul, dar vrem să fie un foc mistuitor. Se întâmplenește o transformare. O transformare este în control despre viața noastră și noi mergem afară în lume. Și oamenii vede, băi, asta e ceva diferit cu el. Îi atrage, că așa face focul. M-am uitat la un foc într-o zi, am avut la noi la centru acolo o întâlnire cu vreo 150 de tineri, era de la școală misionară, noi avem vreo 30 de persoane în centru și era foarte mulți acolo și am avut un bonfire. Și era nepotul meu acolo de 5 ani. Și eu îi spun, Dylan, hai să mergem acolo să stăm lângă foc. Zice, dar nu vreau, mi-e frică, e periculos. Dylan, hai să mergem acolo să stăm lângă foc. Zice, Gabi, nu știi tu că iad este foc? Ce să mai spun la copilul ăsta? Zice, Doamne, Doamne, slăbciune. Și am stat și m-am uitat la cercul ăsta și am văzut că era mulți adunați până lângă foc, trecoul l-a avut jos, cânta cântări, era bucurie pe ei și mă uitam la cena care stătea sus și numai să uita la ei și vorbea cu zâmbăt, cum zicea fratele Cristian, că râdea. Dar nu redea de bucurie, numai redea că au zis și ei ceva plăcut urechile lor. Și am zis, Dumnezeule, tu cine vrei să fii? Tu vrei să fii aia care numai să uită la foc și îl vede acolo? Aleluia, care l-a simțit odată? Sau tu vrei să fii ăla de în care vii și stai pe lângă foc și îl simți totdeauna? Că nu este posibil ca un om să vină să steie lângă foc și să nu fie transformat. Aleluia. Și vii și stai lângă foc, le iei jos, că ești încălzit, ești transformat, este o transformare și pleci de acolo și nu mai ți rece. Dar este foarte posibil să vii, să simți focul și să pleci și pe aia ți rece.
sau să fii chiar ca și băieții și oamenii și femeile care stăteau împrejur și numai să uita la foc, cu jachetele pe ei, cu trecoul pe ei și nu au simțit ei niciodată focul. Nu au primit ei niciodată transformarea asta. Mă uit în Faptele Apostolilor 3. Chiar de fapt și în capitolul 2, lumea s-a uitat la ei, s-a uimit ce se întâmplă cu ei, ce e asta. Dar în Faptele Apostolilor, capitolul 3, zice, Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos, din Nazaret, scoală-te și umblă. Le-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-a întărit tălpile și breznele. Într-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărând și lăudând pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat aici? Focul mistuitor. Focul a fost aprins în Petru și Ioan. Focul care era în ei a avut putere. Și când a întâlnit pe omul ăsta bolnav, focul care era în ei l-a transformat, l-a vindecat, l-a ridicat și s-a ridicat și a proslăvit numele lui Dumnezeu. Fiindcă asta face focul mistuitor. Dacă îl avem în noi și dacă dorim să fim folosiți de el, trebuie să lăsăm să respire. Mă duc aminte când eram copil mic și veneam acasă odată cu cumnatul meu. La biserică am avut ședință și taică mi-a stat acolo și ne-am oprit că era o casă care a fost aprins de foc. Și ploua afară și era pompei acolo și punea apă pe el și focul ăsta tot mergea. Și am stat acolo jumătate de oră uimit. Și am ajuns acasă și tot în minte mi era. Și când a venit taică-mi acasă, mi-a zis, tati, era o casă aprinsă de foc. Ploia afară, tati, apă din jos, tati. Pompierii erau acolo, tati, punea presiune apă. De ce nu l-a stins focul acesta, tati? Și este foarte simplu, Gabi. Respira. Și dacă focul are aer, dacă dai foie la focul ăsta să respiră. Aleluia! Nu poate nimeni să lucrească. Poate să vină pompieri, oamenii din lume, să bagă apă pe el și nu va opri. Poate să curgă ploile, încercările, necazuri, probleme, orice lucru poate să vină să ploaie peste focul tău, dar dacă tu îl lași să respiră, nimeni nu-l va închide. Asta e mare minune cu focul. Despre asta îmi place mie să vorbesc despre Duhul Sfânt. N-am venit aici să vă vorbesc o teologie, dar v-am venit aici să vă vorbesc adevărul. Și adevărul este că Iisus Hristos transformă. Aleluia. Nu m-am vorbit cu frații despre lucrul acesta. I-am zis, voi pregătiți ce vreți voi să pregătiți. Eu mă rog, voi vă rugați, noi pregătim tot ce vrem. Ce ne descoperă Dumnezeu să pregătim, să fim liberi în Duh. Amin. Și am văzut când traduceam pentru ei, am văzut unde călăuzește Dumnezeu seara asta. Și asta e o seară, eu cred, care tema, care lucru despre care Dumnezeu vrea să ne vorbească în seara asta, îi cine vrea să fie transformat. Cine vrea să primească focul mistuitor să vină să trăiască în ei. Eu zic ca să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm. Și înțeleg că de multe ori ne rușine să venim în față și de-aia nu fac o chemare în față. Dar vrem acum să mergem într-o rugăciune. Într-o rugăciune și să întrebăm cei care au dorința aceasta, cum a zis fratele Cristian și cum a zis fratele Benny, cine vrea să întâlnească pe Iisus Hristos? Cine vrea să primească o transformare? Cine vrea ca focul mistuitor să fie aprins în ei? Aleluia. Să se roagă. Aleluia. Nu trebuie să veniți în față. Asta nu e un show, nu e un spectacol. Asta facem în fața lui Dumnezeu și prezentăm pe El, pe chemarea aceea. Și lucrurile astea facem pentru gloria numele Lui. Să ne rugăm. Aleluia. Amin. Slăviți-vă.
Domnul e bun. Amin. Sfânt este prezent aici. Gloria Domnului. Mă vreau să termin mărturia și vreau să vă spun că după ce am venit la centru, am primit ocazia să mă duc să mă întâlnesc cu polițaii și cu cei care m-au arestat. În America e numită DEA, Drug Enforcement Agency, o poliție federală. Și eram în downtown Portland într-o zi, eram cu un băiat de la Senra acolo și nu mă văd pe polițaiul care m-a arestat și mă duc și bat la geam. Se uită la mine și mă înjură un pic. Ce vrei tu? Și mi-a spus ceva cuvinte, cum nu mă cunoști. M-ai arestat. I-am zis, acum un an și ceva, m-ai arestat. Ai vrut să-mi dai 14 ani. Ce mă da, că nu ți-am închis case-ul tău. Că tot e așteptam să termin programul, că am auzit de la avocatul tău că ești într-un program, într-un centru. Și zic, da. Și am început să-i mărturisesc despre Iisus Hristos și ce-a făcut în viața mea. Și el m-a oprit și a zis, am pe cineva care tu trebuie să vorbești cu ei. Și m-a dus acolo la doi agenți al DEA, ăștia de la Poliția Federală, și am stat acolo cu prietenul meu care era și el în slujbă și am vorbit despre o oră jumate despre transformarea care a făcut Dumnezeu în viața mea. Aleluia. Și am spus că vreau să mă duc în misiune în Mexico și eu zis, băiatul acela i-a spus că și el vrea să meargă în Ucraina, dar amândoi avem lucrurile așa pe record și nu putem să plecăm din țară. Suntem cetățean american, nu putem, fiindcă suntem criminali. Și m-a zis, sună-mă înapoi într-o săptămână și m-a dat numărul lui de telefon și l-am sunat înapoi și zice, case-ul tău e închis. Aleluia. Pentru nu știu cât de mulți ani, zice, dacă nu mai faci nimic rău, noi te lăsăm. Am zis, bine, trecut 2 ani și sun, acum înainte să vin în Viena și i-am spus, numai vă simt să știți că plec din țara asta pentru măcar 3 luni, posibil mai lung, nu știu cât de lung, dar numai așa îmi dă voie viză să stau 3 luni, dar vă anunț să știți, dacă mă căutați, să știți că am plecat din țară. Zice, Gabi, îți fac ceva pentru tine. Te echip complet. Aleluia. Zice, nu mai te gândești niciodată la noi. Zice, tu ai o chemare de la Dumnezeu. Aleluia. Zice, tu te și împlinește voia lui Dumnezeu. Aleluia. Mă vreau să vă spun că mi-am deschis o biserică acum 2 ani aici, pe în limba ucraineană, limba rusă, dar prin biserica asta scopul nostru în fiecare țară unde mergem depinde de nevoile în țara care ne aflăm, deschidem o biserică, deschidem o casă de orfani și deschidem un centru de reabilitație. Și acum 4 luni am deschis și noi un centru de reabilitație. Dacă nu anunț acum să vină cineva în față, dar dacă este cineva, dacă vrea să fiți interesați, fratele Remus are numărul meu de telefon, mă sunați pe mine, vă explic mai adânc despre ce e, explic mai adânc programul nostru. Nu e un caritas, nu vii acolo și trăiești, ziua pleci unde vrei. Este o disciplină foarte strictă, așa ne treabă, rugăciune, studiu biblic, mai lucrăm și noi cu la centru, mergem la biserică de 3 ori pe săptămână, avem rugăciune fiecare seară, e foarte strict, fiindcă asta m-a dat Dumnezeu programul ăsta, să fim stricți, să fim statornici, să fim plini de Duhul Sfânt. Aleluia. Dacă este cineva, să pună în contact cu fratele Remus, Dumnezeu să vă binecuvântează pe voi toți. Mulțumim că ne-ați primit, ne-am bucurat foarte mult și sper că mai ne vedem. Amin. Amin.